Ei, bună dimineața, eu sunt Luci Popa, bine ați venit la coloana de direcție. Vom încerca în fiecare dimineață, de luni până vineri, aici la Focus la prima oră, să facem revista presei. Prima știre de astăzi vine de la Autocritica și este una scurtă și simplă. Porsche, scaune printate 3D pentru modelele din gamă. Porsche lansează scaune printate 3D pentru mai multe modele din gamă, respectiv 911, Boxster și Cayman. Ce înseamnă scaune printate 3D? Înseamnă materiale ceva mai ușoare, înseamnă materiale ceva mai rezistente și înseamnă materiale mai prietenoase cu mediul. De asemenea, înseamnă și costuri ceva mai mici, deci practic toată lumea are de câștigat. Continuăm cu o știre legată de siguranța auto de pe Automarket. Honda Sensing 360, noul pachet de sisteme de siguranță al niponilor, elimină punctele oarbe din jurul mașinii. Acesta folosește 5 radare și o cameră video pentru a elimina punctele oarbe din jurul mașinii și mai ales pentru a evita coliziunile. Pentru a-l face cât mai eficient, inginerii Honda au folosit informațiile adunate în urma proceselor de dezvoltare a sistemelor semi-autonome de conducere de nivel 3, adică foarte avansate. Nivel 3 înseamnă că mașina se poate conduce singură, însă are nevoie din când în când de supravegherea șoferului. Și avem așa, Collision Mitigating Braking System. Este unul dintre sistemele cuprinse în acest pachet. Pe scurt, vorbim de o tehnologie avansată de frânare automat de urgență, capabilă să reacționeze și atunci când alte vehicule se apropie din zonele laterale, nu doar din față. La viteze mici sau la plecare de pe loc, Front Cross Traffic Warning îl va informa pe cel de la volan despre mașinile care se apropie de o intersecție. Deci, practic, dacă tu vrei să pleci sau la viteze mici, mașina va detecta alte mașini și în cazul în care există riscul unui accident, șoferul va fi atenționat. Sistemul Lane Change Collision Mitigation este capabil să evite impactul cu o mașină care se apropie din spate, din unghiul mort, de pe cealaltă bandă de circulație. Deci cam așa. Sistemul alertează pe șofer și controlează direcția. Deci nu te va lăsa să schimbi banda. Noul pachet Honda Sensing 360 include și sistemul Active Lane Change Assist, sau cu alte cuvinte, un asistent pentru schimbarea benzii de mers atunci când este activat tempomatul adaptiv. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Cornering Speed Assist, un asistent pentru ajustarea vitezei de rulare înaintea virajelor. Deci, practic, dacă tu ai viteza selectată 80 de km pe oră și mașina simte că nu va putea intra în viraj cu acea viteză, îți va frâna mașina înainte de viraj ca tu să iei un viraj în siguranță. Rămânem cu japonezii și continuăm cu o știre de pe AutoExpert. Lexus a prezentat primele mașini cu noul LX, cel mai mare model din gama constructorului premium din Japonia. Lexus LX este versiunea premium a celui mai mare SUV din gama Toyota. Și țineți minte, tot ce înseamnă Lexus, model Lexus, care începe cu litera L, LS, LC, toate care încep cu L înseamnă că fac parte din gama de vârf. Noua generație LX va fi oferită și pe piața din Europa. Lexus și Toyota nu dezvoltă Land Cruiser și Lexus-uri LX destul de des și o nouă generație este un mare pas înainte. Noul SUV Lexus LX este bazat pe platforma GAF, adică Toyota New Global Architecture de categorie F, ce include jante de 22 inch, o suspensie diferită și spoilere ceva mai agresive. F-Sport și gama Lexus F vine de la circuitul Fuji, circuitul de casă Toyota. La interior, LX propune o planșă de bord complet digitală, nu mai e nimic nou în domeniu, iar pe consola centrală sunt amplasate două ecrane, unul de 12,3 inch pentru sistemul multimedia și altul de 7 inch pentru sistemul de climatizare, așa cum face de ceva timp Infiniti, alt brand japonez, gama de lux de la Nissan. Acestea au fost știrile de astăzi, ne vedem în fiecare zi, de luni până vineri, aici la Focus la prima oră, cu noutăți din domeniul auto. Și nu uitați, nu contează cât de lung sau cât de greu este drumul, contează direcția.